colegi. Filmată sau nefilmată? Firmat. În vedere că în comuna noastră, în cursul lunii august, mai precis în data de 7 august, așa, a avut loc un eveniment dureros și neplăcut comunității noastre și întregii comunități, de fapt, în urma unui accident tragic în zona Cleja, așa, unde s-a stins din viață preotul nostru paroh, Marius Gabriel Brâncu, în urma căruia a rămas o soție și 4 lăstărași și 4 copii, toți sub 10 ani. Așa, cel mai mic are un an și ceva. Și în memoria lui, vă rog, dacă vreți să păstrăm un moment de reculegere, spunând în gândul nostru, din Tatăl nostru și Dumnezeu să le iei. Da, domnule președinte. Poate ocazia asta fuge și vrajba de întrebări. Ce porumbel ai spus? Deci procesul verbal, încheiat astăzi 24.07.2019, ședința ordinară a Consiliului Local Caraba, consilier prezent 13 din 13. Secretarul a adus la cunoștință consilierilor locali noile modificări legislative instituite de ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Secretarul a dat la citire procesului verbal la ședința anterioare, care a fost adoptat 11 voturi pentru domnul Tișcu și Florin Sughitu s-au abținut. Președinte este ședința de citire ordinii de zi, care a fost aprobată în unanimitate și enumerat în ordinea de zi. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Adunării Generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salul Urbare Bacău din partea Unității Teritoriale Administrative Caraba. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Primarul a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare pentru Salul Urbare Bacău, care a fost adoptat cu unanimitate. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venit și cheltuieli a Comunei Caraba și a bugetului activității finanțate din venituri proprii aferente trimestrului 2 a anului 2019, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectului de hotărâre privind achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică. Secretarul a te explicat în ce constă necesitatea achiziționării acestui serviciu. Proiectul a fost atestat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, care a fost atestat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a vorbit despre proiectul de amenajare a unor toalete în interiorul școlii gimnaziale din satul Năboaia. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Baraba. Cu privire la contul pentru taxei pentru un asemenea tip de căsătorie, consilierii, domnul Bucă Ovidiu a propus suma de 400 de lei, domnul Blaga Daniel a propus suma de 200 de lei, domnul Soare Vasile a propus suma de 300 de lei. Consilierii au votat 8 voturi pentru, și anume domnul Tilibașa Marcel, Tibotaru Constantin, Dedu Vasile, Bucă Ovidiu, Sudit Petru, Manea Mihai, Ion Ichim și Pișcu Florin. Stabilirea taxei la nivelul de 400 de lei. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de vot. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul extinderea sistemului de canalizare Comuna Paraba, județul Bacău. Proiectul a fost votat cu unanimitate de vot. Domnul primar a dat citire expunere de motive și proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4/2019 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Baraba, județul Bacău. Secretarul a dat explicarea necesitatea modificării anterioare. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul primar a dat citire și expunere de motive proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii de executare silită
a creanțelor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Paraba. Consilierea a salutat instituirea unei asemenea proceduri și a exprimat speranța că în acest fel va crește gradul de corectare a datorilor față de bugetul local. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. S-a trecut la capitolul diverse. Secretarul UAT a explicat că s-a interesat dacă afișarea numelor creditorilor lor planici este posibil fără a încălca legea cu privire la protejarea datelor personale și efectuate, a rezultat că o asemenea decizie încalcă prevederile legale cu privire la protejarea datelor personale. Domnul Bucu Ovidiu a propus ca pe ulițele din comună să se folosească balastul Conca Stat, iar balastul cel nou să fie folosit pentru drumul de exploatare. Domnul primar a spus că nu au fost virate sumele de bani ca urmare a constatării efectelor inundațiilor. Domnul Pișcu Florin a spus că nu au fost finalizate lucrările pe ulițe și a propus să nu se mai înceapă lucrări până când nu se finalizează cele în curs. Domnul primar a fost de acord. Domnul Placa a solicitat profilarea drumului numit Curături și asigurarea accesului către proprietățile particulare pe drumul Roșca. Domnul primar a spus că va realiza acest lucru. Domnul Pișcu Florin a cerut curățarea drumului partea roșie. Domnul viceprimar a spus că va avea în vedere acest lucru. Domnul Cipotară Constantin a întrebat dacă s-a finalizat nomenclatorul stradar, iar domnul primar a răspuns că încă se lucrează la acest proiect. Domnul președinte ședința, mulțumim pentru participare. Dacă vreți să adaug ceva, îmi spuneți. Numele corect, parcă n-a fost al meu. În momentul când m-am abținut. O secundă. Nu știu dacă afectează ceva. Corect este până la... Deci la vot acolo, la început. La vot. Sudit. Sudit și atât a scris, nu? Sudit. Da, a, da, așa a scris? Sudit? Da, dacă ai zis Sudit Florin, de aia mi-a zis. Da. E bine, atunci ați pronunțat greșit. Da, posibil. Da, scuze, propunerea cu 400 de lei, nici 2, nici 8 a fost a mea, dar nu contează că asta chiar nu afectează pe nimic. Nu, nu, nu. Am zis că pe 200 e prea puțin. Bun, dar eu am făcut-o și am fost cu 0. Nu, da, 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 așa e. Da, da, da. Și 800 ai zis că e prea mult. Bine, ai zis și tu, dar am făcut și eu propunere. Da, am făcut până la urmă. Și așa astăzi. Da, da. Chiar da, da. Nu, e nimic. Ce să mai propun? Nu, o să mă trec și tu la voastră. Nu, bă, ia să nu ai nicio treabă. Deci, dar trebuie să păstrăm exact ce s-a întâmplat și toate astea. Da, eu nu țin să trec bălăcările pe fune, chiar nu țin. Asta țin, că dacă vreți, eu le trec. Măcar când le-am stabilit că sunt bazagone, să-și luăm campuri, să nu mai luăm. Deci dacă vreți, eu le trec. Hai să facă să citească prefectura lucrurile noastre interne. Deci nu am de bărfi prin comun, ne faci alte subiecte. O persoană care nu suspectează că să trecem la votare. La votare, vă rog frumos votație. Dar să punem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Care este pentru, care este împotrivă? Unanimitate de vot. Dăm citire proiectului de ordine de zi, da? Ordine de zi a ședinței Consiliul Local al Comunei Paraba de Întrebacu din 30.08.2019. Consiliul Local al Comunei Paraba de Întrebacu. Poftim? Dar n-am supus? Ordinea de zi. A, da, scuze. Deci supunem la vot ordinea de zi. Care este pentru, care este pentru? Nu, trebuia să-l citească ordinea de zi și pe aia o să punea la vot. Am citit-o. Bine, hai să-i vot. Deci Consiliul Local al Comunei Paraba, județul Bacău, este convocat în ședință ordinară pentru data de 30.08.2019, ora 10, la sediul primăriei Comunei Paraba, cu următoare ordine de zi. Revocarea hotărârii numărul 36-2019 a Consiliului Local al Comunei Paraba, județul Bacău, privind aprobarea unui regulament de aplicare unei taxe speciale pentru oficierea căsătorii în afara sediului primăriei Comunei Paraba. S-a dovedit a fi... Nu le dată, dăm mai departe, da, nu? Așa, la proiectul numărul 2. Inițiator așa, în fin. Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, compartimentarea nestructurală privind cererea de grupuri sanitare în ocuparea de materială, răbdare din comună, parabil de Tubacău. Inițiator primar de Costea.
Proiectul numărul 3. Aprobarea nomenclatorului stradal al Comunii Parava. Inițiator, primar de Dumnezeu. Proiectul numărul 4. Rectificare bugetară. Primar, inițiatorul primar de Dumnezeu. Deci, atâtea să... Deci, 4 proiecte. Suplimentăm ceva? Nu, nu mai suplimentat. Deci, supunem la vot ordinea de zi. Care este pentru, care este împotrivă. Unanimitate de vot. Era chestia că suplimentam ceva, nu mai. Facem data care e. Domnule primar, aveți cuvântul. Îi spun remotive pe marginea proiectului de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 36 din 2019 privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru producerea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere articolul 4 din anexa 1 denumită procedură de organizare și publicare a monitorilor oficiale ale unităților administrativ teritoriale în format electronic din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, examinând raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea revocării hotărârii numărul 36 din 2019 privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru obținerea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunii Parava și în temeiul prevederilor articolului 45 aliniatul 1 colaborat cu prevederile articolului 115 aliniatul 1 litera B de legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare. Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 36 din 2019 cu privire la aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru obținerea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezenta hotărârii. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 36 din 2019 privind aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru obținerea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava. Consiliul local Parava, județul Bacău, având în vedere articolul 4, anexa numărul 1, denumită procedură de organizare și publicare a monitorilor oficiale a unităților administrativ teritoriale în format electronic din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, examinând raportul compartimentului de specialitate privind necesitatea revocării hotărârii numărul 36 din 2019 cu privire la aprobarea unui regulament de aplicare a unei taxe speciale pentru obținerea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunei Parava, expunerea motivelor al primarului Comunei Parava, județul Bacău, raportul Comisiei de Specialitate și în temeiul prevederilor articolul 36 alineatul 2 litera D din legea administrației publice locale numărul 215 din 2001 republicată cu modificări și completări ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se revocă hotărârea numărul 36 din 2019 emisă de către Consiliul Local Parava cu privire la aprobarea unui regulament de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei Comunii Parava. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, primarul Comunii Parava. Aici, doamna secretar, vă poate da mai multe explicații sau mai clare decât da. Mine în ce privește revocarea și hotărârii. Modalități de a suplimenta bugetul local al primăriei. Legea îmi permitea lucrul acestea. Observați că hotărârea s-a dat pe 24.07. Între timp, pe 5, dacă nu mă înțeleg, sau pe 3 iulie, a intrat în vigoare nou cod administrativ, care în anexă interzice total, am scris un raport, un secund, un referat, așa, să vă citesc, nu se pot stabili taxe speciale pentru publicarea pe pagina de internet a declarației de căsătorie, ori pentru încheierea căsătoriei, indiferent de locul unde aceasta are loc. Am sunat la deci, preferi. Da. Deci, codul mi-a dat peste cuiuțe. Am sunat la prefectură, am anunțat și mi-a zis, doamnă, nu votăm noi nelegală, dar revocați-o dumneavoastră. Și am zis, domnule, mi se pare normal să facem lucrul ăsta. Ca să nu mai ajung. N-am încasat, aduc la cunoștință că nu s-a încasat niciun ban, deci nu suntem în culpă, da, absolut nimic. Deci tot am anunțat colegii, domnule, nu luăm bani, dacă... Da. Bine, nici n-am avut situație, dar dacă se ia, se știa că nu trebuie să colectăm bani ca să nu avem probleme după aceea, să spunem că facem abuzuri sau mai știu ce Dumnezeu. Deci, vă rog, dacă aveți alte întrebări, spuneți-mi. În cazul în care se va întâmpla o căsătorie, atunci... Se face gratis. Se face gratis. Se face gratis. Se face gratis. Da, și până la. Exact, da. Da, n-am bun, și acum erau cu 4 mă alea care vreau cineva, în afară, centru primării. Nu, centru primării era tot gratis. Sigur că da. Cine vroia, era gratuit. Dar dacă vroia pe malul Sirietului, că așa are mirile sau mirea să facă... Avea tot dreptul, numai că implicarea și costul din plus, atunci exact. Automat și noi trebuia să... Da, ca instituții trebuia primul
cuprind costul de transport și siguranța documentelor. Exact, exact. Asta era ideea. Și de asta au și pus. Și condițiile mediu. Și da, exact. Da, condițiile mediu. Deci depinde foarte mult de condițiile mediu, pentru că să scoți una de stare civilă. Normal. E foarte riscant. Nu riscant așa ceva. Deci noi când am absolvat așa în forma... Auziți? Dar am lucrat eu toată. Am deschis cutuia Pandorii. Așa. Se poate face o căsătorie cu anul ăla, dar fără bani. Fără bani. Nu, se poate face o căsătorie cu om? Dar fără bani. Fără bani. Se poate. În limitele teritoriale administrative ale comunei Parava. Nu, avem asiret, tăvăm asiretul, avem. Deci asta vreau. Tot ce se poate face, dar în limitele teritoriale administrative ale comunei Parava. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Deci, trece la vot. Să punem la vot, da? Proiect numărul 1. Cine este pentru, cine este împotriva? Este pentru de număr. Unanimitate de voturi. Fără vot. Fără vot. Cine este pentru revocare? Dacă vreau să fac de 3 ședințe, adică îl conduc președinte ședință așa, gata, înseamnă că la am ies primar. N-am șanse, că dacă se fac un scor, îmi vor doar și un rai. Următorul proiect, da, trebuie să zic. A, și am adus. De la cum pricep, dacă știu. Mă discut, nu? Așa, deci aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții, compartimentarea nestructurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia din comuna Parava, județ Bacău, inițiator primar de Costel. Aveți cuvântul de scris. Dispune de motive privind aprobarea documentației tehnico economice pentru obiectivul de investiții, compartimentarea nestructurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia din comuna Parava, județul Bacău, primarul comunei Parava, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 44, alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 129, alineatul 4, litera 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții compartimentare nestructurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia din comuna Parava, județul Bacău. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba hotărârea. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții compartimentare nestructurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia din comuna Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunii Parava, județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunii Parava, județul Bacău, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, compartimentarea nestructurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia din Comuna Parava, județul Bacău, dispunea de motive a primarului Comunii Parava privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, compartimentare nestructurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia din Comuna Parava, județul Bacău, prevederea articolului 44, alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, prevederea articolului 5, alineatul 1, litera B, punctul I, articolul 9, alineatul 1 și 4, din hotărârea Guvernului numărul 907 din 2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al documentației tehnico-economice aferente obiectivului proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificări și completări ulterioare. În temeiul articolului 129, alineatul 4, litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică privind obiectivul de investiții compartimentare în structurală privind crearea de grupuri sanitare în școala gimnazială Rădoaia, comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 1, denumită de tip general. Valoarea investiției este de 97.681,81 lei, din care finanțarea de la bugetul de stat 74.000 de lei, în conformitate cu hotărârea Guvernului numărul 393 din 2019, finanțare buget local, suma de 23.681,81 lei. Articolul 3. Contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Articolul 4. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesate. După ședința anterioară, când v-a spus că am primit de la Guvernul României valoarea de 74.000, am trecut imediat la întocmirea unei documentații, din care a rezultat că ar mai trebui, cât am spus, 23.000. Deci 23.000, astea fiind mai mult partea de avize
de expertize, nu cred că va fi cazul, nu ne-au cerut până acum la Consiliul Județean, prin avizul de structură a Consiliului Județean, ce o să vom cheltui din aceștia 23 va fi doar de rezidenția din șantier. Restul, cu siguranță, ne va rămâne nou. Vedem acolo autorizare, lucru care se va întâmpla zilele astea, astăzi, mâine. Din ce știu, nu ne va cere nimic. Este cumva un ordin de sus, pentru ca toți copiii din școli care nu au un grup sanitar interior, să primarii să-și facă treaba, ușurându-ne pașii ăștia cu avize de la Agenția de Mediu, de pe la sanitar veterinar, deci se o simplifica lucrurile ca să poată implementa cât mai repede proiectul. Întrebări, dacă aveți? Poți orice de unde se face? Sau se... Nu. Se reabilitează sau se reabilitează la care? Nu se reabilitează la care interior? Este. În interior, nu? Se face în interior. De deci s-a mers acolo conducerea școlii, s-a renunțat la acea cancelare. A, la acea sală alăturată. Da, da, da. E mai bine așa. Da? Da, e mai bun, că nu îngheață iarna. Nu. Păi nu. Vreo lună jumate am stat doar în discuții să vedem dacă putem reabilita ăla, să ne folosim de cel cum sanitar, să nu folosim toți banii. Nu, deci discuții au fost clară la Ministerul Învățământului, ultima discuție care am avut. Așa, în interior. Deci nu se discută, în interior sau construcție lipită de clădirea școlii. Cum e la Parava. Cum e la Parava, dar aici era complicat pentru că se cerea expertiză. Și acolo nu se cere expertiză. Nu, ne umblând în... Nu umbli la structură. Nu umbli la structură, ei nu-și dă expertiză. Dar în SEP să pui canalizare și astea nu... Este sub fundație. Este sub fundație, dar nu umbli la fundație. S-au întărit structura. A, că acele ferește care erau la cancelare, ei au fost zidite, rămânând doar ferește de grup sanitar, pe sunt la unde ești. Da, bun. Bun. Da, aveți cum. Deci, domn primar, e foarte bine când niște bani de la buget, pune și noi. Ce rugăminte am? La diligenția de șantier. Da. Fii mai atent diligentele la casă, să mai trebuie ca și la Parava, să-și facă treaba diligentele la șantier, dacă tot e plătit. Dacă lucrările să fie de bună calitate, dacă totul plătesc un băi acolo, te reprezintă. Păi, mie așa mi se pare lucrări de foarte bună calitate, pentru că unde? Am demarat, se despre final, s-a mers în paralel și cu documentația și cu execuția, ca la 9 septembrie, când va începe școala, să nu mai fie neam de muncitori prin școală, să nu mai fie mortar, să nu mai fie grese, să nu mai fie vaianță. Și ar trebui. Cu ocazia asta s-a refăcut cumva parte din instalația electrică, parte din instalația termică. Copiii acum pot beneficia și de școală și de apă caldă. Canalizarea îi într-o fosă septică, cu posibilitatea acordării în sistemul de canalizare. Nu trebuie să scrii și punctați așa. Avea apă caldă, da? Dacă li s-a montat din boile. Eu am fost acolo și am făcut. Nu știu, își vreau la apucare și să spunem. Să nu smulgă din perete. Asta am zis și eu. Asta? Se întâmplă. Nu sar cu picioare. Dar mai trebuie să nu sar cu picioarele. S-a făcut o treabă extraordinar de cunoști. Nu, bă, nu știu, canalizarea de într-un bazin etajabil cu posibilitatea la copilul sistemul. La canalizare cum va fi. Da, deci știu, s-a discutat pe tema asta și la ședința anterioară, da. Bine, aveți cum? Domn primar, avem balconul la intrare în școala din Rădoaia. Acoperiș ar trebui la balconul acela. Da, m-a rugat din constructor cu ocazia asta să poate face o pașă acolo. Eu făcut și chiar și pe pereții. Dar un acoperiș pentru el? Un acoperiș pentru el rămâne în sarcina așa, domnul Vici. Dacă tot e acord de desfășurare de șantier, ar trebui acum. E, ăla dacă nu are la el. Deci balconul e la școala intrare. I-am forțat mâna, nu-i prevăzut, pentru că, clar, deci banii au fost destinați special pentru grupul sanitar. E, mai facem ce. Dar l-am făcut eu. Momentul ăla, tu mi-ai spus una. Nu, am făcut acolo la școala să rămasă. Ăla ne-am luat în ajutor profesor. Noi am fost acolo am vorbit cu omul de serviciu să puneți articul ăla pentru că a crescut vegetație din el. Da, din cauza asta s-a și fundat și din cauza asta s-a pus copit.
Azi când vin astăzi sau mâine, când ajung acolo să fie curățat și găsim noi doi oameni la ajutor social mai mișecuți ca să facem un acoperit. Nu e doar de apă. E atic, o ploată, el sunt fundat în sub bizerii. Apa infiltrată, da? Ne dau la mine. Degradat. Căzută timpul. E căzut și timpul iară. Da. Timpul iară e pusă la loc acum. Și este decorat. Dar la bazinul ăsta de apă de sus, domnul primar, chiar nu putem pune niște pomuri caldă, apă, zău, vorbea serios așa, nu putem pune niște pomuri. Să-l cimile toasă, crezi să repede sub acum rând 2-3 ani așa s-a acoperit. Când au venit cei de la DSP, ne-a interzis să avem vegetație în interior și am curățat. Deci ei nu dau voie. Ai frate, e caldă, așa, că vrei să bei, tu așa, ți-a fiu dat. Trebuie să respectăm niște legi, adică nu facem după... Eu am încercat și am bladat acum vreo câțiva ani și cum ești de tine. Dar nu, dacă zis curățați, păi curățăm. De el, dar... Nu merg, nu? Nu-ți dă voie. Nu merg, nu merg. Rădăcinele sunt în bază, podați. Da? Pe cum? Au de forță. Te-ai făcut altfel, alte izolațiile. Am zis și eu, ne-au o părere. Atunci îi dăm ceva, trebuie să reflectăm asta. Din cauza asta, ulterior, proiectanții s-au gândit la aceste bazine semi globale. Ai limita aia de siguranță care n-ai voie. Da. Mai e că, da? Că dat pământ, dar nu știu. Să aveți ceva de adăugat asupra acestui proiect? Da, dar mai va aici apa un decider. Nu. Trebuie să vedeți să vedeți la vot. Să punem la vot proiectul următor. Facem pomul, dacă. Cărat pământ și pus cu votul. Să punem la vot proiectul următor. Și atunci ați ne altără. Cine este pentru, cine este împotrivă? Unanimitate de vot. Cea mai bună idee. Ai fost să fie acolo pentru că trebuie sute de... Dar e camion, bulduci, este pământ să se... Bine. Căldura vine de sus. Dăm citire proiectul numărul 3. De sus, dacă vreți izolați. Sau în primăvar, să punem... El izolat pe exterior. Hai să vorbim la subiect. Hai să nu luăm de arătări. Da, ne mai trezim cu alte derivații. Aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Parava, inițiator primar de Ripostel. Aveți fondul domn primar. Haideți să urgentăm prin ea sau noi. Da. Expune de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Parava, a localității Parava și a satelor aparținătoare de Iubiștor Gușan. Tăiuși, Trăgușani și Rădoaia. Având în vedere privirea articolul 129, aliatul 2, litera C și aliatul 6, litera D din os, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, având în vedere articolul 139, aliatul 3, litera E din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, de ce ne repetăm? Având în vedere privirea articolul 5, aliatul 1, legea cadastrului. Da, 129. Da. Având în vedere prevederea articolului 5 al 1 din legea cadastrului și publicității imobiliare numărul 7 din 1996 cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia. Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează de fiecare localitate și se repartizează evidența primară unitară, unitară care se referă la atribuirea de numiri străzi și a numărului administrativ. Registrul electronic național al nomenclatorilor stradali reprezintă sistemul unic de referință la nivelul național în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitate specifică. Agenția Națională asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și notarilor publice, accesul liber și gratuit la registrul. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a furniza și actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală, probei din registrul electronic al nomenclatorilor stradale. Necesitatea unei evidențe primare actualizate a străzilor din Comuna Parava propun aprobarea proiectului de hotărâre privind nomenclatorul stradal al Comunei Parava conform anexelor 1 și 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Parava, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere avizul favorabil al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Parava, județul Bacău, privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Parava, județul Bacău, expunerea de motive a primarului Comunei Parava, privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Parava, județul Bacău, avizul numărul 15 din 11.07.2019, emis de către Comisia de Atribuire de Numiri a județului Bacău,
Prevederea articolului 5, alineatul 1 din legea cadastrului și proprietății imobiliare numărul 7 din 1996 cu modificările și completările ulterioare privind căruia ordonanța de urgență a Guvernului numărul 63 din 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare, articolul 2 litera D și în temeiul articolului 129 alineatul 4 litera C, alineatul 6 litera D din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă denumirea străzilor pesate în comuna Parava de Țupacoi, identificate conform anexului 1 și 9, ce fac parte integrată din prezenta hotărâre. Anexa numărul 1, tabel cuprinzând denumirile străzilor din satul Parava. Anexa numărul 2, tabel cuprinzând denumirea străzilor din satul Drăgușani. Anexa numărul 3, tabel cuprinzând denumirile străzilor din satul Rătoare. Anexa numărul 4, tabel cuprinzând denumirile străzilor din satul Teiș. Anexa numărul 5, nomenclatura stradală a comunei Parava. Satul Parava, planșa numărul 1, anexa numărul 6, nomenclatura stradală a comunei Parava, satul Parava, planșa numărul 2, anexa numărul 7, nomenclatura stradală a comunei Parava, satul Drăgușani, anexa numărul 8, nomenclatura stradală a comunei Parava, satul 2, anexa numărul 9, nomenclatura stradală a comunei Parava, satul Teiuș. Articolul 2, autoritatea executivă a comunei Parava va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 3, secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesate. Anexele sunt acele planșe pe care le-am studiat da, de proiector. Denumirile au rămas acelea și au trecut prin această comisie de denumiri. Era o propunere că la Drăgușan Schid nu s-a folosit ulița bisericii cu denumirea strada Schidului. Am discutat la comisie, deja avem o stradă cu denumirea strada Schitului, strada Schitului Sfântul Alexei. Da. Și au rămas așa strada Rădunebă, dacă nu se să din o străduță pentru două, trei numeri. Nu e. A, pentru trei numeri. Și la Dinuș n-ați văzut să puneți care duci câte bază de apă. Chestia cu magia, strada magiei. Da. Da. Ar purta numele preotul Băiescu. Având în vedere că prefectura și-a dat avizul pe numele străzilor, ar fi însemnat să fac din nou exact și să supun din nou atenției prefecturii încă cel puțin 30 de zile și nu știu ce. Acum, am înțeles cu domnul primar, de la domnul primar că este urgentă pentru că următorul pas ar trebui să se dea numele la case. Și așa, dacă doriți, eu n-am nimic împotrivă, doamne iartă-mă, dacă doriți ca o stradă să poartă numele părintelui, îmi faceți proiect de hotărâre, eu fac, avizez proiectul de hotărâre și îl trimit la prefectură pentru avizare. De-abia atunci pot modifica nomenclatorul, înțelegeți? Dar trebuie adoptat acum în forma aceasta, pentru că pentru asta avem aviz în momentul ăsta. Da, am înțeles, da. Dacă vrem să facem modificări, trebuie să obținem alt aviz. Și acest nomenclator poate suporta modificări ori de câte ori consideră Consiliul Local că e nevoie. Important este să fie avizat așa în forma asta și modificări se pot face oricum. Așa cum este acum, ca să putem să avem numele la casă sau și eu de numirii unei străzi de numele poate să mă îți iau un proiect de hotărâre. Dacă strada este aceeași, dar numărul de casă e rămâne pe la comisie v-am spus orice personalitate locală trebuie justificat cumva. Adică omul ăla e o personalitate locală, o făcut ceva. Dar facem în expunerea din motive, o facem să... Trebuie să fie cetățean de onoare ca să putem să... Nu neapărat, putem să zicem. Dar putem să... În expunerea din motive care o să fie atunci, o să adăugăm tot ce auzim, tot ce credem și cum se mai dăm legă merită, sigur. Deocamdată bine să avem proiectul așa cum este, să avem numele la casă. Deci, să punem la vot, da? E tot tema, da? Deci, să punem la vot proiectul numărul 3. Care este pentru, care este împotrivă? Unanimitate din voturi.
domnul președinte, care este pentru, cine? Să nu mă numești numele. Cine? Cine este pentru? Dar eu le număr imediat. Că nu, da, te grăbi. Aici nu trebuie să se cine? Cine? Deci, trecem la proiectul numărul 4, da? Rectificare bugetară, inițiator primar de Dicostel. Aveți cuvântul, domnul primar. De motive primar am proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018, privind bugetul de stat pe anul 2018, prevederea articolului 49 din legea numărul 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevederea articolului 129 aliniatul 4 litera A, în ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019, cu privire la cursul anului stabil. Examinând raportul domnișoarei digitalului de anul mandat în cadrul primăriei Comunei Parava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Față cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezenta hotărâre. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Parava. Consiliul Local al Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018 privind bugetul de stat pentru anul 2018, prevederea articolului 49 de legea numărul 273 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederea articolului 129 aliniatul 4 litera A, articolul 139 litera 3, aliniatul 3 litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privire la codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexei 1, ce este parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 2. Se modifică lista de investiții pentru anul 2019 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sursa pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 2, ce face parte integrată de prezenta hotărârii. Articolul 3. Conducerea la îndeplinirea prevederilor prezente hotărârii răspunde domnul Dedi Costel, primarul Comunei Parava, împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă secretarului Comunei Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la conștiință publică și va fi comunicată. Instituțiile Regiunii Județul Bacău, Trezorerii Bacău, primarul Comunei Parava, compartimentul de contabilitate. Anexa 1. La partea de venituri se suplimentează astfel. Sume de valorificate cu TVA pentru echilibrarea bugetului local, capitolul 11.0206, cu suma de 4.000 lei. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii dezvoltare, capitolul 40.14.00, sumă de 23.000 lei. La partea de cheltuieli se suplimentează astfel. Pentru secțiunea funcționare, capitolul 67, titlul 20, alte servicii culturale se suplimentează cu suma de 4.000 lei pentru zilele Comunei Parava. Pentru secțiunea dezvoltare, capitolul 65-50, titlul 71, amenajare, grup sanitar, școala gimnazială, sat Rădoaia, Comuna Parava, județul Bacău, se suplimentează cu suma de 23.000 lei. Da, s-a făcut o rectificare la nivel național recent, pentru ordonanță a Guvernului. S-a mers pentru a mai ajusta cumva bugetele în dețelor administrativ. Valori destul de mici. Dar eu și probabil că numai eu, mai mulți primari, am făcut o cerere de valori mai mari de la Direcția Finanțelor Publice, s-au completat niște machete. Machetele sunt în studiu pe la Direcția Finanțelor. Din ce știu eu, ei nu erau centralizate să trimită la București. La această rectificare națională știu că trebuia să ajungă și banii în urma rectificărilor ploilor torențiale de anul acesta. Am mai solicitat noi de acolo niște finanțări. Așteptăm să vedem dacă se va da acea hotărâre de guvern punctual cu fiecare poate în parte ce au solicitat. Speram să vină mai repede, dar cu neclaritățile de la București, cu guvernarea, cu probabil că va mai întârzia, eu tot sper să vină. Vom vedea. Până nu știu, până nu știu, dacă trebuie.
vedem ce ai de acolo cu criminii. Da, mi-am gândit că acești 4.000 mari lucru nu aveam ce face și am început cu bani negocierile cu artiștii pentru ziua comunii. E greu. Am zis că încă 4.000 în plus da un spectacol mai nuanțat, mai frumos, mai față de cât aveam 10.000. O să avem bugetul comunelor din județul Bacău care fac spectacole, spectacole. Da, nici nu discutăm comparație. Noi suntem durerea noastră și ce am mai tot spus era că să promovăm tradițiile locale, ales comunii. Să facem ceva din banii ăștia, nu știu, să se vadă un mic ansamblu, 2-3 copii, așa cum se poate. 2-3 lăutari, de la Rădoaia se toată comuna, nu neapărat de Rădoaia, dar acolo știm că sunt. Da, dacă tot avem... Să aducem și pe scenă tradițiile locale, să ne reînviem, că asta spune acolo, conservarea și promovarea portului, obiceiului, scos de lada de zestru, un costum, nu știu de unde, chiar dacă e mai mâncat un pic de moli. Adică să încercăm să facem sau să căutăm care mai știu să facă. Asta înseamnă tradițiile. Nu neapărat cântece artiști adus pe scenă, mici și verea, aplaudăm și facem, dansăm în față, sigur că mai fost. Dar asta nu contează, Zole. Este că nu ne putem permite. Să sărbătoarea asta care... Câți acolo pe scenă? Și iei bani și gata. Ideea e minunată. Proiectul e foarte bine că l-ați făcut și l-ați... De acum au devenit o tradiție. Dar nu trebuie să tradiția să meargă doar în asta. Să aducem artiști, să-i plătim și să facem din asta... Nu conservăm cu nimic tradiția comunii. Întreba așa, eu în fiecare an am fost disponibil și am stat la dispoziția acestor tineri talente, care spunem noi, care sunt niște fetișoare care cântă pe la ansamblu Maria Șalară, pe la ansamblu doamna Ursu. De banii părinților. De fiecare dată au avut acces la scenă. De fiecare dată, când au fost colaborare cu școala Parava, au venit pe scenă cu copiii din școală. Da, știți, nu... Dacă, iertați-mă pe interviu. Nu ajută cu nimic faptul că cineva din comună și-a dat copiii la doamna Șalară, au plătit părinții. Nu din banii ăștia. Din banii ăștia să văd că vine un instructor de ăsta, de cum se cheamă, să învețe să cânte la niște instrumente și copii de la școală. Iar copiii e cer, durată ce-au învățat câteva cântecele, îi putem vedea și pe scenă în ziua sărbătorii ăștia. Da? Atunci vedea voi că copiii noștri au învățat de la domnul instructor care a plătit din banii comunii, adică fondul ăsta. Și se vede materializat în ceva. Și când cânte și de zonă. Așa este. E foarte bună ideea. Să începem de undeva. A trebuit, din punctul meu de vedere, să prevedeți banii la începutul anului bugetar, astfel încât să aibă și domnul instructor timp să învețe copiii. Dar n-am prevăzut banii ăștia pentru promovare. Pe asta cineva a trebuit să facă un referat. Vorbesc în interiorul școlii sau cineva... Conservarea tradițiilor, sigur. N-am primit un asemenea referată care să spună că noi vrem să angajăm un instructor săptămânal sau mai știu ce... Păi nu înțelegem și vina noastră. Poate trebuia să le spune, doamne, faceți așa referat, că numai așa putem conserva tradiția. Să nu moară tradițiile. Poate că au venit ansamblu de dansuri populare, cum se făceam pe vremuri la noi la... comună, cu cei în vârstă, cu cei mai tineri, cu cei și mai tineri. Mai tineri. Da, o, și uite așa să pierd, noi nu mai... Eu am cântat în fiecare an, ne bucurăm că ați adus artiști, vorba aia, cu anul vine numai ce de calitate mai bine. Da, o asemenea, inițiativă e bună, dar la începutul anului, nu acum, cu câteva... Era un mic taraf de la Zoia, așa, există și acum. Mai timp să... Da, dumneavoastră ați fost anul trecut acolo, pe... Păi și nu ați văzut copiii care au dansat dansuri populare, au cântat, și noi toți n-am pus noi cinci de ani, n-am pus noi niciun leu măcar să-i promovăm pe copiii aia. Nu, mă vorbesc din indemnizația noastră, poate era ceva frumos de promovat. Copiii aia, uite, îți trebuie și la început de an niște rechizite, niște așa. Dar și ce-am zis eu vreodată că nu sunt posibil. Deci spuneți că nu promovăm, dar dansurile aia nu le-ați văzut. Dar nu e o promovare a... Dar dacă tot dăm bani,
din bugetul primăriei pentru asta, putem să dăm și de acolo, găsim o modalitate. Să dăm și la copii. Exact, modalitate. Dar nu ne-am părat doar de indemnizație. Deci cine în indemnizație? Asta era domnul Bobo. Cine era să ne oprim asupra comunii noastre? Nu ați spus deloc despre dansurile făcute de copii de la... Păi dar știu, domnul, să știți că mă doare și acum, cum la prima ediție, parcă, sau a doua, domnul Cojucărescu a zis că ți-a dat mama ștergarul ăla din Bămăligă, l-ai pus în cătrință, că nu avea, era o fetiță de la Teiș. M-a durut și a promis atunci că aduce costumi. Eu am dus niște costumi, dar ne-am cam oprit atunci. Știi ce, a făcut ceva ca să... Și cum? Ca să faci lucrul ăsta, ar trebui cu... Sunt artiști gen Maria Jalaru, gen această doamnă Ursu, gen... O colaborare. Amor, când de la Sosafon, care tot au venit și m-au coptat, știi, nu vrei, da, e bine. Domnul Năstase. Nu Năstase. Vezi, de la ajut. Am ăsta de la Plaia, de la ajutul. Da, tot de la școala populară. De la ansamblu de... Așa. Da, dar vor să vină, vor un număr mare de copii și vor o valoare mare, un contract lunar. Deci nu vin pe de doi copii. Deci Jalarul la Orbea are mai mulți copii, inclusiv fata lui vecinului Moranu de la Drăgușani merge la Orbea. Copiii din Valesea când merg la Orbea. Deci ceva de genul ăsta fac. Bine. Haideți să nu mai alungem. Dar ce am auzit și din partea Consiliului Local o sponsorizare că au dansat copiii în Comuna Parava? Păi de ce nu pune angajații mâna de la mână? Și ce sponsorizare? Să nu iau păcă și ăștia. Dar ce crea mai funcționare? O aduce o spică de apă, o dansat ceva. Dar nu te trebuie să mă dată, că ai tu urmă la pensie. Dar de ce te salarii? Dar muncii mai 40 de ani. De aia. Hai să spun să lucrezi. Păi dai ce vreau. Nu mă de viață. Hai bine. Apoi pentru ce nu? Hai să mă ce să nu aproape cuțul ăla. Mare apă. La masa aia acolo la apă. Pentru ce nu? Pentru ce nu? Hai de bă. Păi ți-i convenit să iei 20% de salariu, tot să-l dai aici? Dă! Nu. Se văd, atunci am și eu din piețe. Dar nici 1%. Bă, da, trebuie să... Dar zici ce nu dai. Atunci, la problemă, aici, așa din bugetul... Domnul Tomăze, nu cerem noi bani. Eu am dat la surdă mulți. Încheiem așa ceva. Acum că venim de la... Ziceam așa, să stimulăm profesorii care se zbat pentru copiii să-i învețe. Așa cum... Dacă pe lângă profesorii noștri cu inițiativă și cu suflet mare putem aduce și un instructor pregătit de la școala populară de arte, mai bine ar fi. Și poate găsim cineva dispus și pe o sumă mai mică, dar câteva mii de lei, probabil că trebuie, un an de zile, să vadă rezultate. A, dacă nu ajung banii, cum a zis domnul Boboc, și eu sunt dispus să mai punem 50 de lei de fiecare și mai exprimentăm și de la noi. Dar împiedicim banii ăștia să stimulăm copiii. Bă, chiar pe banii părinților, dacă a ajuns și a cântat pe scenă și a cântat frumos, să-i dăm un premiu, 100 de lei, cu astea oficial de la primărie. Să-i stimulăm cumva, să se facă când ne străbim, să conservăm și, da, păstrăm tradițiile. Să nu moară. Acei bani ar fi, să găsesc un bărăt. Să pot acorda sub bursurile pe bază, să pot mă dacă să vrea. Bine, să reveniți și Ticu-i dăm... Deci să punem la vot proiectul numărul 4. Poate mai e cineva care... Care este pentru care se împărit. Nu, pare că vreau așa... Poate mai vreau cineva să vrea. Dar cine să mai vezi, na, treabă. Mai e un artist care vrea să iei cuvântul? Dar facem mișto... La modul ăsta care... Nu facem mișto mai joc. Dar vorbiți frumos, vă rog. Aici nu suntem voi, suntem oameni. Dacă dumneavoastră considerați că suntem aici... Aici e spectacol de dâns acum. Nu, dânsul era șița... Nu, dar nu, dar nu ne jigniți. Nu ne jigniți. Nu ne jigniți. Deci spune la vot proiectul numărul 4. Nu țipați, vorbiți într-un ton civilizat, dacă știți. Dacă nu puteți, spuneți. Nu o să auzi... Mai am curajul la nivelul dumneavoastră. Sunteți... Nu este gata. Da, da, da. Ales de Dumnezeu ca să... Păi ne vedem. Evanghelia aia... Domnul președinte, continuăm ședința, da? Da. Deci am zis, supunem la vot proiectul numărul 4. Care pentru, care este împotrivă. Ei, stau, pentru. Numărul pentru. Păi pentru. Prima dată și pentru suplimentară. Care este pentru? Hai o dată. Hai, deci 11 din 13. Cine este împotrivă ca să puteți număra cine s-a votat? Care e împotrivă? Cine e împotrivă ca să trec aici să știu? Abțineri sau împotrivă? Nu abțineri. Băi, abțineri ori împotrivă. Nu, hai să spuneți. După 4 ani și... Treabă tu, mă. După 4 ani și acum. Tu întrebi dacă ne abținem sau să... Deci vă abțineri sau împotrivă? A spus. Păi întreabă. Care este pentru, care este împotrivă?
Păi pentru au fost 11, care e împotrivă. Așa. Deci eu sunt împotrivă. Care se abține? Poate ne abține. Cine se abține? Nu mă interesează. Ăla au venit în ea. Domnul Sudin. Da. Ești într-o zi de duminică. Și domnul Manea, da? S-au abținut. Ok. Proiectul a trecut, totuși. Foarte bine. Vis-a-vis de proiectul de extindere de canalizare, sistem de canalizare de Doaia și de extindere pentru Răușan și Palava, acum 3 săptămâni am fost la București și l-am depus. Am încercat să aflu ceva informații despre el, despre procedură, cum vor intra în evaluare, dacă sunt criterii de punctaj. Nu prea am avut cu cineva acolo, era doar secretariat. Am luat, bineînțeles, adresa de mail. Ce am mai fi noi datori să ducem acolo, ar fi autorizația de construcție. Înaintea mea, la depunere, un domn primar de la Comuna Sadova, județul Suceava. Întrebă, ce depui, el depunea avea doar un dosar cu un deviz general și cu o cerere de finanțare. Eu am dus cam aproape tot, doar cu autorizația de construcții sunt dator la ei. Se auzea atunci că după această rectificare va vedea ce bani vor ajunge pe acest Fond Național de Dezvoltare. Oricum, proiectele pentru apă și canalizare vor fi prioritar, chiar dacă și celelalte școli și drumuri fac parte din capitolul prioritar numărul 1. Mi-a luat obligația față de Uniunea Europeană. Da, datorită acelei obligații față de Uniunea Europeană, avem toate șansele să obținem finanțare. Dar cu ce resurse financiare vom avea guvern? Cât vom avea guvern? Dacă vom mai avea, sau dacă vom se va schimba. Bani nu mai sunt? Bani sunt. Deci știu eu, bani sunt, dar sunt blocați în lucrări care nu merg. Deci am văzut în presă ieri, primarul de la Colonești, nu a finalizat nici PNDL 1, nici PNDL 2. Nu e din vina primarului. Datorită procedurilor de achiziție, au venit constructori care au dat faliment, s-au vândut unul altuia, au venit că au pus o leacă în palat, au plecat. Primarul încearcă să facă rezilierea, firmele nu-și doresc rezilierea, trebuie să ajungă la instanță, probabil. Banii pentru ce investiții sunt. Da? Deci ei, în momentul în care văd la București, situații de lucrări, vedeți, dar banii sunt blocați acolo. Da, la rectificare am văzut, nu prea au mai băgat bani la investiții. Dar sunt la Uniunea Europeană, dar nu se fac nimic. Aia e greu de cheltuit. E greu de cheltuit. Acolo nu se poate fura. Nu se poate fura și trebuie oameni competenți care sunt. Și se dau bani. Săptămâna trecută, în ordinul Guvernului, s-au constituit niște comisii mixte și au verificat fiecare școală din județul Bacău să vadă starea pregătirilor pentru ce vrea unui școlar. Înțeles că nici noi n-am fost absolviți, deci comisia mixtă fiind din reprezentantul prefecturii, reprezentantul poliției județene, a direcției de sănătate publică, a unui școlar, a pompierilor și a luat fiecare școală în parte la verificat. La Rădoaia nu găsesc lucru, problemă. La demisia. Iar ieri m-am trezit cu o parte din aceea tipă de lucru și cu presa Radio România Actualități. Prin sondaje, presa au vrut să vadă dacă cele constatate de comisie au fost adevărate sau false. Prin sondaje au căzut câteva comune și județul Bacău, printre care și noi. M-am găsit ieri cu un domn reporter de la Radio România Actualități în birou și înțeles, mi-am pus câteva întrebări, nu stufoase, nu multe, dar... O ieși bine, pentru că grădinița arată cum arată, au rămas surprinși de cum arată grădinița, de forma de structură a grădiniții, au fost surprinși de școala Parava, la Rădoaia n-au mai mers. La Rădoaia doar că... Am dat poze.
Dar nu, intenția lor a fost doar credința Parava. Nu a avut altceva decât a vrut să facă credința Parava. Nu știu ce a scris comisia despre credința Parava acolo. Nu știu cum a făcut intrarea la sos, dar au vrut credința Parava. Dacă și școala a fost aici, examen din noi, hai să mergem să dăm și școală. El a fost și mediu de primărie. Ești de la mediu. Obiectiv nu. La mediu? Ai trebuit căminul cultural să-l vadă. În școală? Cu gunoaie. Dar nu a fost la mediu. Nu a fost, da. Pentru că au fost făcute sesizări la mediu, că sunt aruncate peste tot gunoaie și nu se iau măsuri pentru. Vă spun eu, vă din sursă sigur. Domnul Dragea, dacă gata, dacă vreau să spun ceva în legătură cu altul. Păi la tine scrie la cuvânt. Doamne, președinte, am o problemă cu comunitatea de școală, dar nu asta e. Da. Domnul primar, am avut o ședință zilele astea la școală, la școală, Consiliul de Administrație, s-a pus problema școlii la Drăgușani. Școala nu a fost închisă. Așa, și s-a solicitat din partea Consiliului de Administrație ca să ia măsuri de conservare, conservare optimă, ca în cazul în care vor fi copii, să poată să o deschidă. S-a furat poarta de la școală. Din păcate, școlile astea încet încet sunt la vale. Mai la școala de la Sproan, trei zâne în Gâmbiaș, când în Milu. Nu are nimic, geamă, trebuie să... Aia de la Schibăr, că totuși mai rezistă. Dar era deschis. Era blocat geamurile de către Gureu, că am zis că pe acolo ar fi accesul mai... Are de așa de gros, nu mai din care am vorbit acum cu domnul Vinci și cu niște oameni de ajutorul social să cumva să... niște OSB și niște grătare care ne-au mai lăvat nouă de la geamă la poliție să blocăm accesul meu. Bani investiți în ea, n-avem. Da, să-i facem o conservare sub forma că ea e prinsă la sistemul de supraveghere, intră și la... Dar să scoatem că acolo nu o să ai copii, clar. Nu să știi, da. La Străoani, nu la Drăgușani, la Străoani discutam. Străoani și Schiva. Să le scoți pe ăstea la Străoani și la din circuitul școlar. Trebuie făcut de mine, să scoate din circuitul școlar și după aia să încercăm să le dăm altă utilitate. Da, nu știu, că mi-e cultura pe ăsta la Străoani. Nu știu, vedem dacă se poate face. Este loc. Discutăm de anul trecut despre lucrul ăsta, schimbarea destinației. Păi pentru asta înseamnă resurse financiare. Păi nu, hai să le scoatem întâi. Păi dar nu le scoți fără resurse financiare. Nu. Expertize tot. Păi da, și cât poate fi expertiză? Face ceva, expertiză... Locul nu e o problemă. Păi expertiza construcției e o problemă. Costă și mult și greu de găsit. Experți pe Bacău de construcție. Am ajuns să... Știu de la școala Parava. Să verificăm proiecte de la Piatra. Bă, asta e, dar... Asta e. Și am fost de a verifica proiectul de canalizare la Piatra Neamț. Pentru că în Bacău n-am găsit un expert. Domnul primar, trebuie să facem un cămin, domnul primar. Să avem și noi un cămin al comunii. Și acolo la Străoani e numai bine. E locul mare, e... La Străoani. La Străoani. E în locul școlii, acolo. Școala am văzut-o, are... 50 de centimetri peretele. A, în școală se face școală? Da, da. Da, acolo, dacă se poate. Dar cum văzut? Din școală, domnule. Deci poate să putea schimba destinația, dar destinație tot către activități culturale. Deci nu e culturală dacă e camin cultural. Avem loc și spațiu. Mai dărâmat sala cealaltă și s-a făcut o singură sală. Dar cum? Păi nu, cu expertii, dacă poți. Nu poți. Au de faci să poți să faci să poți. Atât? Înainte rău tot. Ești trei sală. Ești două pări mari. Da, ea vine în o partimentată pe goluri, nu îți iese pe nimeni. Nu, nu, așa se face activități culturale. Dar poți folosi terenul ăsta, să faci altul. Dar ce teren e acolo? Mare, terenul ăla, mare. Nu? Nu ai suprafața necesară. Noi. Cât e acolo? Trebuie să-ți 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 trebuie să Căminul cultural care e făcut în 2011 pe patra căminului de la Drăgușani. Deci, dar Mișinelul cum o refăcut? Dar Mișinelul... Păi, domn primar. Cum să nu fie loc? Eu mi-ai bun la Drăgușani acolo de fost căminul ca aici. Apropo, dar primarul a părat voi într-un coloț acolo. Da, da. Ce cămin au făcut? La noi și nu a făcut nici primarul de la Gurabăi și nici primarul de la Pâncești, nu a făcut cămin cu Gurabăi, o reabilitate. Are și reabilitate, măi, asta la Gurabăi,
nu reabilitate, făcute nou, de jos. Nu am ce reabilitate, l-au pus pe târg și l-au strângat, era transient. 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 Hai să fac acest mers de acolo, bă, 500 de metri. Îți zic voi, bă. Ce vrei, bă? 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 O rămas și fără gard, o rămas și dezastru, parte ce am făcut. Domnul, că aveți o mare. Da, nu te întâlnă, că facem ce vreau să frumos. Bun, apa la Teiuș. Ce se întâmplă cu apa la Teiuș? Apa la Teiuș. Apa la Teiuș, puțul este nisipat. Domnul acum au avansat principul pe coloană. Aveam o problemă cu acel regulator de presiune, pentru că tot timpul trebuia să mergem să aerisim, să aerisim, să aerisim zilnic. L-am anulat. În momentul în care l-am anulat... Presiunea mare, ce-ți... S-a ogolit și tot încercăm să-l încărcăm, să-l încărcăm, să-l încărcăm. Am stat cu ochii pe el, nu-l încărcam deloc, ca să ne trezim că, de fapt, am avut o conducă spartă în puterea. În iarnă, tot așa ne-ai spus povestea cu nisipatul și au fost două luni, de fapt era spart în țeava. Și din iarnă, și după ce ați făcut remediat țeava, a fost apă. Nu mai trebuie de nisipat. Trebuie de nisipat, pentru că... Nu, dar apa a fost până acum de atunci. Până ce trebuie și de nisipat, dar problema e nisipat. Pentru că a stat o primără a venit la cele până am cu bazină. Și apoi l-am ținut sub control. Hai să mai pornim pompa, hai să mai umplim pompa. Deci tot timpul a fost sub control. Bazină, da? Până acum. Acum am scăpat cu această apare, e făcut de el. Da, dar e o săptămână și... Pentru că la această zește n-am... Sau două, pe aici, aproape... Trecut de două, da. Domn primar, dacă îmi vine țevele astea, nu vine cu control de calitate. Nu. Dacă o umbla la regulatorul de presiuni, nu trebuia anulat. Dacă ți-o plecat presiunii, mai multe e pusă. Nu asta are nicio treabă cu asta. Trebuie schimbată neapărat țava să-i pune. Dar de ce nu s-a mai schimbat țava? La urmă, nu s-a schimbat țava. Porțiunea de țava care este acolo. Dar nu s-a schimbat până acum. Nu mai fost apărat. Domnul, a fost scârpită mereu la regulatură. Nu, a fost schimbată când e picerul la gazba. Nu e schimbată spre cu. Trebuie schimbată țava. Am vorbit cu acel lucru. Am mai avut discuția asta. Și cu rețetele lor peste. A spus că acționez în instanță, dar acționez în Da. Nu? Nu pot acționa în instanță. De ce? Nu pot. N-am niciun motiv să-l acționez în instanță, că sunt deja în instanță de lucrare. Deci el acum va fi tras la instanță, ce să mă așa sper eu, că așa va face justiția, va fi tras la instanță după mine. Deci noi suntem în instanță, fiți proiect. Deci vreau să știm un răspuns... Păi, domnule Pădatu m-a dat în judecată, deci domnule Pădatu Jălet Guan, da. M-a dat în judecată pentru că în fața porții dumnealui i-am ridicat drumul. A, bun, dar e treaba de acolo, e treaba de acolo. Dar e tot proiectul. Ai tot proiectul băgat? Proiectul băgat. Că pe proiectul nu văd mai drum. Da, da, e integrat. Da, e integrat. A, atunci deci nu ai cum te vezi atunci. Atunci când încep doar un termen, pentru că la ultima tentativă de recepție finală, deci comisia a constatat unele din vicii făcute, unele nu, inclusiv partea de țeavă acolo și partea de scurgerea propriale în zona domnului Nepădat. Da? Și acum sper, cu ocazia asta, să fie citat și să spune la instanță. E un proces pe rol. Da. Cu acest proiect. Bun. Sper să fie așa, să iasă așa. Cu... Mai am mai? Da. Uliță Cămin, aici, în deal. Am mai legat problema asta. Sunt puși la plată la gunoi, dar n-au containeri dus acolo pentru gunoi. A, deci nu beneficiază. Ei nu beneficiază din serviciul ăsta și îi plătesc. Acolo. Nu este deloc. Și am mai ridicat problema asta. Nu am zis zile. Doar licitări de la locul ăsta, așteptăm o... De atâta timp. Dar măcar unul de la un mare, mă, să pună. Asta nu le aduci. Aia îi plătesc la... Podul. Podul ăla acolo deja... Ați văzut cum îi se clatele? Ălaltul care am spus... Dar ce pot? Am auzit de la băieți că au fost băgate niște tuburi și... Și m-am luat apă, dar n-am ridicat problema. Am spus.
I-am atras atenția domnului viceprimar de atunci, deci evită că la prima ploaie o să le ia și acolo sau cheltuie. Domnul primar, și cu podul ăla se creată, domnule. Hai să luăm. Nu, hai să discutăm. În legătură cu asta, cu bunoiul. Le-am dat eu niște scânduri de stejar. Hai să vă rog, să vedem ce se întâmplă din nou. Ai articat problema asta? Hai să vă rog, să vedem ce la cuvânt. Urița că... Până n-am terminat. Ah, ok. Nu o să reținăm să te atacă. Și ați promis cu autobuzul școlar, când începe școala, că de anul ăsta din toamnă, la deal acolo ne gândesc chiar sunt mulți copii, că o să meargă și acolo. Am promis și am și discutat-o. Era problema la curtea școlii, nu era problema în punctul meu de vedere. S-au discutat prin Consiliul de Administrație, deci eu am fost de acord din... Eu am ridicat problema în Consiliul Local, pentru că aveam reprezentanță în Consiliul de Administrație. Și eu am pasat-o la școală, iar școala atunci eu zis că moment pentru anul școlar, la atunci... Dacă așa mi-ai dat răspunsul, că ai spus că din... Așa, iar pentru anul școlar... Am zis să ai în vedere, să nu se uite. Dacă s-au aprobat și la Consiliul de Administrație. Da, da. Asta era, da. Domnul Bucură, să spuneați, studiam altceva, prelungirea traseului. La ultima intervenție. Prelungirea traseului. Autobuzul școlar. În punctul numit Necuz. S-a aprobat. Până. Am luat măsură de toarcerea microfonului. Nu urmează nimic. Eu am făcut demersul de școală de atunci și la anul școlar 2019-2020 s-a aprobat prelungirea Necuzului de administrație. Estimarea orilor de grafic ca să ajung copiii în timpul de la școală. Era tot la 10 ore, 10 ore. A terminat cum se face la. A terminat, da. Domnul Bucu, mai aveți ceva de adăugat? Aveți cuvântul domnul Domnule. Domnul primar, eram și eu. Podul ăla l-a se creat, domnule. E nenorocire cu podul ăla. Toate tablele zângănesc acolo așa. Ulița acum, acum s-a terminat cu, s-a tras apa. Dar se va face podul. Se va face, dar când, domn primar? Se fac odată. Am dat pentru... comandă de unde să mergem pe reparații fără să fie nevoie de avizul celor de la gospodăria română. Aștept de vizul să ne apară din zânză. Prin aceste anexe care le-am făcut solicitare la, la Guvernul României, am solicitat și valoarea, omul a dat telefonic valoarea aproximativă pentru reparația podului ăsta. Am cerut-o, aștept hotărârea asta de guvern. Dacă nu începem de la noi din buget, dar aștept să vedem devizul general și să văd pe ce constructor am găsit să mergem pe reparații. Acum să vă trași apa până la cefanie. Nu trebuie să vă trași apa, știu, am aprobat, am fost acolo. Ați fost acolo, dar trebuie de acum să aduceți și niște balasturi, să balasturi în mulița. Avem autorizația de exploatare din Albea Râului Siret, o avem la noi, deci o avem de o săptămână și chiar. Am mai ținut lucrurile pe loc, aștept cumva ca domnul pădurarul de la Sevruț să ne poată ajuta cumva cu un excavator de cupă, de măcar de un metru cub. Noi putem să ne apucăm noi cu podul nostru, dar până încărcăm un camion de balastru cu podul nostru, nu știu dacă încarcăm în două pe zi. O să-mi notați în balastru. Le are... Cât e termenul de exploatare? Cât ai aprobarea de la... Cursoală. Problemă, am datoria să anunț în general... Dar acolo trebuie totuși să trebuie utilaj ca să-l scoți, cum ai răscoți... La el acum ai ocupat, nu are utilaj... Am vorbit cu pădurarul, el lucrează acum în segment de drum județean și are utilaj de pe acolo, speră el ca acolo la știu săptămâni să aducă un utilaj în coapă. Deci după ședință vreau să am din nou un telefon cu dumnealui sau întâlnirii, să văd dacă îl aduce, dacă ne face depozit, încărcăm noi cu pulul, dar de escavat ne trebuie un utilaj mare. Da, domnul primar. Pentru cât ai aprobare. Aș vrea să nu mai aud așa că-i podul nu se creată. Am stabilit. Ați văzut ieri, v-ați văzut ieri, ați fost că domnul. N-am avut. Dar eu am fost așa, de exemplu, la schid la Rădoaia. Știu cât trebuie la parava la... Știu cât trebuie. Dar asta așa, să facem un necesar, dar să invite și consilierii, să vină... Vinem deputare în poliție. Dar nu suntem anunțați cine sunt. Mai uite că ne-au anunțat și din ședința trecută. Chiar au anunțat. Chiar au spus. Și chiar am zis chiar și de ce? Știu când, ce sunt, dacă nu nu mă anunță, domne, ziua cu tare, data cu tare. Păi stabilim noi, dacă uite acum o dată, o zi, cu toții, stabilim cât mai repede, facem un necesar, doamne, ulița asta atât, ulița asta, bun, să împărțăm ăștia 2000 m3 cub de piatră, un necesar. Asta e domnul președinte, de ce nu vreți?
Da, dar eu am fost deja. Eu am făcut, nu, eu am făcut deja acolo, să mai fac șase alți. Avem nomenclatură. Avem nomenclatură. Să ții podul comunii, doamne, că nu-i podul lui secret acolo. Bine, că mai multe comunii. Mai multe muzei, centru, așa au fost inventariate în domeniul public, da? Dacă podul de pe drumul județean, dacă drumul, podul de pe drumul județean de la Suprahoan se numește drum pod la Bomotru. Da. Și de mai podul, nu-i puntea de la Comisia Secret. Da, podul de la intrare în Parava se numește podul la Secret. Așa e domeniul public. Așa e domeniul public. Și nu știu de ce inventariat în domeniul public al comunii, când ele sunt al domeniului public al județului Bacău. Da, cine a făcut inventarul domeniul public? Acum ne-am gândit. Spata! Domnul Tomozin s-a referit că după ce se va face podul... Să facem o comisie. Vă rog, vorbiți pe rând ca să poți să consideri și eu. Să va numi o strada spiritual... Da, ce fani consideri. O comisie. Deci este propunere sau ce e asta? O propunere. O propunere, da? Trebuie supus la bună. Trebuie să puteți la vot, chiar. Păi, da, ce spun acum? Da. Vorbim, vorbim, dar nu... O comisie formată din consilier local, care doresc. De specialitate. Da. Așa, care să facă ce? Un necesar. Identificarea zonelor unde necesar. Trebuie balastare. Să identifice zonelor unde necesar. Necesar de balastare. Unde balastul ăsta de 2000 de metri cubi, unde-i duci? Pe zonele și cantități. Și după care s-a apuce de treabă. Îți vreo 100 de mașini, nu cam așa, la 2000 de metri. O să vă spun 125 de mașini, pe ulița aia, pe ulița aia. Numai... Propuneți-vă, între voi. Păi eu, eu am... Propuneți doar voi. Propunerea domnului. Vigilie obligatorie. Domnul Vici, sunt vici la voi, nu? Așa, deci, din comisie va face parte. Hai să o luăm așa, din comisie va face... Vor face parte. Da, eu trebuie să vă șaiți atunci. Avem un acolo, eu știu deja, am fost. Stăm sus, stăm bine cu noi. Nu, nu, merge pe teren. Domnul Bucă, da, sunteți în comisie? Da. Da. Domnul Ichim. Așa, cine mai e? Eu. Dumneavoastră, domnul Dediu. Așa. Domnul Fiorel la Rădoaia. Domnul Panaiti. Domnul Zaru. Eu și așa mă duc. Domnul Tomozei. Domnul Tomozei? Da. La Drăgușani. Mai intra cineva să facă parte? La Drăgușani. Să Pieșcu. Să Pieșcu că ai mereu ulița și aia ta. Păi da, sunt părăveni. Sunt părăveni. Și ea. Domnul Soare la Drăgușani. Întreabă lui, doamna. Domnul Soare nu vrea. Ai cineva? Puteți să mă mințeți. Domnul Blaga. Puneți-mi domnul Blaga. Deci, din comisie vor face parte domnul Bucă, din comisie vor face parte domnul Bucă, domnul Ichim, domnul Tegu, Panainte, domnul Tomozei și domnul Blaga. Mai adaug cu cineva? Și Pieșcu Florin, că are ulița mereu. Deci dacă domnul nu vrea, nu vreau. Ajunge suficient. Această comisie va face un proces verbal care îl va înainta cui? Prin cine? Dar nu neapărat. Nu neapărat proces verbal. Noi stabilim acum. Acum stă ședită să stabilim. Ulița aia trebuie atât balat. Ulița aia trebuie atât. Drumul ăla atât, drumul ăla atât. Și încadrăm aia două. Aproximați. Nu, nu, nu. La terminarea verbal de recepția lucrărilor. Și atunci comisia asta va sta la balastare drumului. Exact. Dar nu trebuie să stăm noi. Dacă eu am spus acolo. În minima. Exact. Nu, nu, nu. Nu așa să fac. Eu am treabă, din așa stăm. Ăla care-i plătit, bă, dacă spun, de la schid la Radoia trebuie 20 de mașini. Ei, și oameni treabă, nu trebuie să stăm. La recepție atunci. La recepție mă duc și văd dacă l-am pus. E tu niște. Bă, dar știu că încap 20 de mașini acolo. Cum e? Pentru a putea dintre dacă pune 19. Asta e altă treabă. Domnul Bucă, pentru transparența situației și pentru a nu exista discuții... Prezența lor pe teren. Nu, 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 lăsați-mă să lege ce am de spus. Ne anunțe domnul viceprimar. Pentru că, vă rog să mă lăsați de lege ce am de spus. Domnul Tomozei, mă lăsați de lege și vă rog să mă lăsați. Bun. Pentru transparența lucrărilor, pe de-o parte, pentru a nu mai exista discuții care cum și cu cine s-au pus balastările, că pe ulița Cutarii a pus ăla că a vrut mai mult, că nu știu ce. Exact, exact, așa. Exact. Pentru a nu avea discuții în fața Curții de Conturi, pentru că acolo trebuia și ăia, de ce a spus acolo trei camioane și nu patru sau nu cinci, vă rog frumos ca la sfârșitul discuției,
funcției să faceți un proces verbal pe care, în care să consemnați câte camioane vreți pe ulița Cutărescu, câte camioane vreți pe ulița Cutărescu și câte camioane vreți pe ulița Cutărescu. Nu trebuie să trebuie. Așa am spus, câte trebuie. Atâția metri cub de balastru. Faceți un proces verbal toți membrii acestei comisii și îl dați domnului viceprimar care îl va pune la dosarul documentației finale. Ne-am înțeles. Pe noi stabilim, domnul viceprimar, tot vezi procesul verbal. Noi faceți procesul verbal în care, repet, încă o dată, pentru că, ca să duci 100 și ceva de mașini, e de durată și noi nu o să stăm tot când toată ziua ca să duci ce ne pune. Nu așa, în momentul în care mașina se duce la Dejun, are rost să fie mic domnul Bucătă. Nu, dar dar nu trebuie să vină, dacă noi stabilim acum că aici trebuie la tine. Ne ducem noi să facem campanie electorală că am dus o mașină. Nu, domnule, lasă să facă treaba cu oamenii. Comisia merge să vadă recesia. Facem recesia și vedem dacă se dau un recesia. Sau nu face recesia. Comisia de recesia. Am înțeles. Am înțeles. Bate de apă în fiu. Exact. Inutil. Nu, asta e bine. E bine, dar eu vorbesc de să discutăm. Nu, sigur. Dar nu mai ești nicio ca să mai are un rol în procesul preferențial. Vreau să scrii consilierii ca să vândă ei balastul, să nu mai vindem noi. Ei, seara o dată, acum poate nu mai este chiar așa, că n-am mai văzut. Ani în urmă se mai proceda, acum n-am mai văzut. Dacă toți suntem la drumul, la ce se duce la anii? A, 10-20 de ani, nu mai lăsa cu o mașină de viață, dar am cumpărat o problemă, dar cred că nici nu era strimată. Domn președinte. No. Nu, mai am spus. Dar știu că era așa. Doamne, pentru binele Consiliului Local, e bună comisă. Și aparatului comun. Să stinge. Dar fiecare, nu suntem eu, care v-a zis. Dar, domnul, blagă, m-a venit să aduți oaia. Nu se iasă niciodată așa bine, bă. O stabili și nu-și fac treaba, băi. Poate tu nu ești atunci cu mine rău, să ții treaba. Trebuie să fie. Acum trebuie să fie acum. Tu ai servici, domnule. Băi, eu sunt la loc plătit. Eu trebuie să muncesc ca să trăiesc, da? Eu nu sunt plătit ca să stau tot mai ales mașinile cu balatul la primărie. Dar să știți că nu sunt plătit. Dar dacă eu nu pot să-ți faci timpul de problemă. Băi, dar ta așa că vorbești noi cu ei. Deci dacă nu ai un stabil. Nu trebuie să stăm noi acolo, nu trebuie să ne-i zice primarul meu. Domnule, mai puțin. Hai să întrebăm doamna secretară. În termenul și în juli, cum este normal? Să fie prezent și un consilier când se descarcă o mașină și va fi reprofilat drumul? Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Gata, e simplu. Nu e obligatoriu. Atunci e simplu. E simplu. Cum la ONU face procesul cu recepția de dacă s-a făcut în asta? Exact. Faceți recepția dumneavoastră, veți lua procesul verbal, pentru că aici trebuiau să fie... Așa. De ce-mi primar, doamne, ele. Și de-aia există un proces verbal. Asta avem. Să știți dacă se vă raportați. Nu, dar există... Oamenii care se facă în urmă, nu consiliu să-i fac, consiliu să urmărească. Păi avem șoferul, avem șoferul, avem șoferul, avem șoferul, avem șoferul, avem șoferul, dar n-are ce să fure noi, nu se fure valul asta. Ei, da, hai să-i... Noi stabilim unii prioritățile, nu? Dar m-am uitat la alt, atunci am fost... Și e bine să se ajung primarul, când stabilim, când o ce ar fi prioritățile comunii. Nu, scuzați, să facă multă treabă. Știți când o să revin mai trebuie, nu e nici un cam arestat. Și sunt indicii care își loc cu primarul. După că, după ce vom încerca și o balastra din Ecoștiu Cătăputeană cu asculat din mers, când o să mergem cu o să trebuie. Trebuie o reprofilare. Dar trebuie făcut și înainte. Da. Dar trebuie o ploaie. Ei, nu și mai. Păi dacă nu o faci înainte? Spre exemplu, cum s-a făcut chestia acolo la Mărar. Chiar fain, foarte plăcut. Deci nu mai există pata care era odată, că oamenii ziceai că... O lua direct în sus. Care ceva dulce. Și domnul Daniel, și domnul Tiribaș a fost bine. La fără bine, nu? La bine? Acum s-a mai stricat că a fost de ce s-a s-o mai stricat, mai da, ce vrei, mai dar nu mai e așa, dar nu mai e pata aia abruptă care era deodată. Acum e dulce. Ai știți că s-a întors din ea. Nu, 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 s-a întors din ea. Odată și din tata și pui stai de 5 ani. 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 Domnul președinte, nu am problemă. Cât am fost? Nu am problemă. Nu am problemă. Nu am Nu,
Orice conducător auto ar trebui să știe, vede că... Eu știe că ce propriu trușnețean pe care ești, da? Dar nu trebuie să fie de nicăieri. Deci ești conducător auto, mergi pe trușnețean cu prioritate și vezi că acolo ar stă pe niciodată la infrație. În secundar, vezi să mergi. Din partea lui. Dar nu ești să-i face situația, ăsta e și noi răzbatul. Stop, mergi de vedere. La camere de la vedere, spune bine, domnul Chișu, am să vă spun eu, dar uitați-vă. Am uitat din camere, chiar. Da, e foarte bine prima să aminte, ori cu termen au fost 15 acus care le-au dat clemență. Ați spus că n-am zis tot acest spun la telefon, doamna secretară are liber cu domnul avocat să trecem la instanță. Asta e. Am avut discuție. Am vorbit cu colegul meu, domnul Ghiță. Dumneavoastră, noi sunt punând la dispoziție corespondența pe care a contat-o cu societatea respectivă. Dar mai avem pe cine, doamna Ștefană? Da. Firma mai există. Există firma. Așa. Și noi firma. Ideea este că când ai dat judecată, asta încercam să spun. E plină de contracte. Sunt domnului. Păi, camerele noastre îți dau tot spate, sigur. Să ne mută din golul ăla. Da, să ne mută. Da, da. Hai, faceți niște casă. Deci, până a ta în judecată, sunt obligată să îți notifici. Da, înțelegeți. Știu că am discutat în altă ședință. Exact. Și vă aștept să vină doamna Iacono din concediu. Nu să vină doamna Iacono din concediu. Să pun la dispoziție contractul inițial, să văd exact la ce s-au obligat ei, ce am făcut noi, ce am dat, ce ne-am dat, facturi, nu știu ce. Au, doamna, că doamna contabilă în concediu. Văd un fac. Așa și să vedem ce facturi am plătit, să vedem ce pretenții avem noi în urma rezilierii. Înțelegeți că trebuie să ridicăm și prezenții. Păi da, perioada asta cum a funcționat? Rezilierea cu ce? Și-a plătit? Mai rezilierea, că ei trebuie să și bănuți. Trebuie să... Îi plătească ei abonamentul la internet pentru perioada asta. Constatare niște cifre. Exact. Eu nu le pot constata, vă cu sprijinul colegilor mei. Normal, corect, da, acesta, da. În urma consultării cu colegii mei, probabil că fiecare o să facă un referat, un raport, ceva în care să-mi spună, uite, ăștia ne datorează 3 lei și 40 de bani. O să-mi spună, ăsta ne trebuie atâtica, aia nu e așa. Eu centralizez, le fac scrisoare care le spun ne datorați asta, asta, asta și reziliem contractul începând cu data de, deci în momentul în care spun că începând cu data de, în momentul ăla nu ne mai plătim nimic, nu ne mai plătim, corect, așa, da? Ei probabil că nu vor fi de acord, următorul pas dau întreaga toată documentația, dau domnului avocat, îi acționăm în instanță și trebuie să le acord și un termen de grație, dar eu pe toate în două săptămâni sau... E vorba de alea în care eu luam numerele, ale speciale. Ale speciale. Care cele mai scumpe? Păi da. 6.000 și ceva. Da, dar aia la TV până la urmă, măcar aș fi pus-o, că era una de asta normală, simplă, care de un an de zi, un an și ceva nu-i putea. Nu trebuie treaba mare, dar nu, nu, deci la urmă, are anumită la TV și eu sigur în camere. Are anumită la urmă. Era garanție, de ce nu am făcut? La anumită nu ai garanție. La rădoaia le-am luat noi și le-am pus la pare. Prevăzut de contract. Da. Ai fluctuații de curent, străzi, de aia. Deci treaba noastră să cumpără valutatorul ăla, că-l pune. Așa vede domnul Ghimiț. Da. Știu că la Rădoaia le-am luat noi și l-am dus la bani. La Deiuș, dacă... Unde? Capul la Rădoaia le-am dus la bani, noi. De ce? Pentru că acolo cancelarii s-o... Erau acolo și-o... Erau acolo, da, și urmând acum să termine aici curățenia în școală, să vedem unde... Da, da, da. Dacă puteți, domnul Vițe, la Teius, containerele alea de la domnul Alecu, de acolo, să le puteți găsi, identifica un loc, să nu mai se aruncate acolo în poartă. Că le-am pus lângă fața de microbus. Acum a spus ca lumea, dar da. Acolo rămâne definitiv? Ei, nu definitiv. Sau, adică, poate în timp găsiți un loc și turnăm o placă acolo de scurt, subțire, de ciment, să stea un loc. Ne gândim să facem lângă mai sus, cu Rigola, dar totuși ar trebui și mașina să intre la băieți pe uliță, că am fost acolo. Acolo nu mai vorbesc, e izolarea maximă, ca să de putem plăti și mai greu. Dar intrăm așa, nu intrăm așa, nu fost de fapt. Nu intrăm și am aflat de ce. Cei de la Rubrei s-au schimbat toți șoferii și mulți noi nu știu să citească arta și m-am dus în fiecare vineri. Intrați sau dacă vreți cu vegetație, că m-am luat jocul jocul. Dar le dați de la primărie un delegat care se duce așa în bază ca așa. Mereu am spus. Nu-i zicea. El așa să vine, îți duce în Teiuș. Eu vreau să-mi cumpărarea cu
cursăm, deja că nu termina. Să dați o expoziție cineva. Ia legătura, dar se poate intra, domnule Puliț, am fost acolo. Se poate că nu e accesibil, chiar au intersecționat la Mărar. Au trecat, nu e acolo. La fel ca Mărar și pe ulița postului Cămin, spre Dallas. Păi acolo nu e nimica. Vrem să ducem mașina de gunoi și acolo, pentru asta am mărit, am făcut trei benzi de sens, că altă dată nu intra nici căruța acolo. Dar sunt comentarii și discuții. De asta tot am zis, de reprezentantul... Da, domnul Vici, dar n-ați dus un container, băieți. De container nu pot eu să duc dacă nu am, dacă v-am zis că așteptăm de la Rom Prest un container. Avem trei adrese trimise. Unde? Pe cum îți trimise la Rom Prest? Dacă nu respectă, erau pregătut din contract, câte au fost? Domnul primar, și încă o problemă. Nu mă las cu contractele, că n-am venit eu acum, dar eu am intervenit și eu la ei, o problemă cu ei avem, pentru că... Mai avem nevoie de pubele. ...număr de pubele. E jumătate de TVA. Ei spun, ți-am dat 400 de pubele, da, îmi aduci 400 de comandate. Da? Deci, între ei și fiecare cetățean să faci un comandat pentru comandat. Ei, nu le iese niște pubele. Și au fost plecat la Uricarul prin concediu, au fost plecat domnul Vecipiu. Așa că, în momentul ăsta, comunicați amândoi, vedeți unde e nevoroasă statul. Avem 25 de zile. Dar chestia e de un an de zile. Eu am ridicat problema asta de un an de zile. Cât dura treaba asta? Deci, vreau să specificați un proces verbal. Vreau până la ședința următoare, prin contract, către Rom Prestu, s-au obligat să ne livreze un număr de pubele și container. Câte? Și dacă s-au onorat contractul. Deci, de verificare. Studiat. Domn primar, avem o problemă. Au venit oamenii să plătească impostul. Vă rog, secundă. Vă rog, eu frumos. După aia, imediat, notez, da? Deci, de verificat câte numărul pubelelor. Da, din contract cu Rom Prestu. Deci, bine, și pubele și containerele. Și containerelor. Dacă Rom Prestu și-a onorat... La care s-a obligat Rom Prestu, da? Așa. Dacă și-a respectat, a respectat contractul. Asta vreți să verific eu pentru următoarea ședință, da? Da. Bun, acum... Au venit să plătească impozit. Deci m-au întrebat, dar ce nu-mi primesc bani la impozit? Păi, probabil, nu știu, să întrebăm. Păi, să întâi să dau la amendă și pe unul la impozit. Doamne, dar ei vin să plătească bani și nu-i primiți bani. Dar nu, au lucrul ăsta l-am mai povestit și îl mai povestesc o dată. Așa este făcut programul de către finanțe. Da? Deci, în momentul când ai amendă, cum să spun, se ia... E că s-o schimba fostul fiscal. Da, calculatorul ți-a dat trei mai vechi. Da, eu am zis, mă, cum să nu spuneți? Nu, dar e de anul trecut programul. Da. Și noi, nu am știut. Da, informația o ajută. Ca să știu ce să răspund să-i dau, că eu l-am întrebat. E prostie. Și dacă oamenii nu vădă... Așa e legea, nu când ai zis. Să zic, domnule, că trebuie să reziliați amenda. Mare o amendă, Silvic, i-a dat o... El ar vrea să plătească. Și mă tras lemnii pentru păduraș, ca să nu bagi pădurarul. Și acum știți ce facem noi, că nu dă bani nici la amendă nimeni de nici. Păi da, suntem așa. Da, azi, când are un problemă la consensul. Păi nu mai apa, a avut apa și are legea. Păi legea spune doamne datorie și amenda datorie și aia. Da, e chestia. Și atunci ajunge la chestia aia care... Aveți cuvântul, domnul. Da, domnul primar, s-a activat din nou procedura aia referitor la dorința oamenilor de a achiziționa lemn pentru foc. Da. Chiar, sunt multe solicitări și oamenii o să-și... Da, dar ar trebui să dea acum, nu trebuie să strângă vremea și să urmă să tragă alea mașul strângitorul. Păi, din ce știu eu, toată vara pădurarul a dat anunțuri, am pus anunțuri pe site cu prețurile... Exact de la data schimbării șefului de ocol, vine șeful de ocol cu prețurile, le-am pus pe site, le-am pus pe Facebook, le-am afișat dacă plecă și acum, dacă planul ăsta cadastral l-o acoperi. Deci vrei să spui că puteți să duci, domnule, la Parava, dar mă duc la Parava să iau lemnul, nu dacă se va... La Parava au o problemă, ei, în ce privește personalul, dar să nu țineți cont de Parava, pentru că ori te duci în fundul Mărcotețului și ieși pe Răzoaia, pe Tomei Zlaz, ori că te duci la Costin Petru, prin Bălănelul Tomei Zlaz. Deci Costin Cătru va avut lemn de guzare tot vară. Și mai are? Da, are. Nu știu cât de mult mai are. Da. Că mi-e mai interesat și pentru mine, personal. Domn primar, plus nu marcat. Îți convine, e? 4 luni de zile, am 3 luni de când nu marcat, deci acum nu ies autorizat. Toți zic, bagă pe sistem. Eu zic, mai insistați dumneavoastră, domnule, care le-ați marcat? Dați-le, domnule, autorizați-le să vină. Eu nu înțeleg. După ședință, mă duc la ocol pentru aceeași poveste pentru noi. Pentru noi instituții.
am pus în valoare pe pășune și vreau să am vorbit ieri cu Nica la telefon. Zic, băi, nu am documentație, mă măcar un mic, rău mic, când e începător la marcat, se începește pășunile astea împădurite. Da. Zic, nu știu nimic, eu am contract de... Da. Nu, mi-aduci titlul de proprietate. I-am dus copii după ordinul prefectului, i-am zis, da, ca să fie tău acoperit, și am avut să le caut, să-l caut pe Romica, să-l nimic și să-l ce se întâmplă? Începând de la anul, cine nu are dezbaterea moștenirii... Nu începând la anul, de anul ăsta. La Păduric nu mai marcă nimic. E de anul ăsta, de la ultima modificare. Ce mă simte? O găsiți opția cea mai bună. Deci dacă nu ești proprietar tu, direct pe pădurii, nu-ți mai marcă niciodată. Adică contractele, contractele de administrare cu Ocolul vor fi reziliate din oficiu. Dar cu retrocedare, exact ceva, gen... norme de aplicare, doamna secretară, mai apărut ceva? Au apărut. Au apărut, au apărut mai rău decât... Adică? Trebuie luate toate de la capăt. Adică luăm de la capăt. Acum așteptam, purtat o corespondență cu prefectura, până am trimis o hotărâre care se bate cap în cap și nu știu ce-i vorba. Am solicitat să mă lămurească și mi-au spus, doamne, nu sunteți doar dumneavoastră și luați asta, se pare că toate primăriile se confruntă cu problema asta, toți au sărit cu gura la prefectură și urmează să primim niște indicații prețioase la prefectură, să vedem cum... Va ruga, cu celeritate, pentru că săracii proprietari, mulți dintre ei nu mai sunt să viață, mulți nu mai vin și nu s-au văzut retrocedate. Domnul Cucă, dumneavoastră știți că sunteți în Comisia de Fond Funciar. Da. Câte referate am băgat? Pe bune. Deci, nu, dar până acum a fost cadrul legal, știți cum era... Da, în momentul în care, deci, cred că am lucrat pe Comisia de Fond Funciar, cât am făcut referat. Am venit astăzi omul cu cererea, astăzi am făcut referatul. Adică mai mult le-am dat n-am pus. Ce Dumnezeu să facă? Da, dar una e să faci un referat pe certificat de titlul de bune sau de... Și altceva să stai pădure. Și altă să uite în capat. S-ar putea să fie... Inclusiv o tărâ... Inclusiv o tărâșă de cătăruiș care era pe pragul de a rescrie titlul de proprietate în cazul Răsfântul. Trebuie să luăm la capăt, la capăt, ca și cum ar făcut ce omul e. Bun, soluție, chiar... Păi, soluție, sau propune, sau... Soluția nu vine de la noi, așteptam. Nu pot să fac. Domnul primar. Dar la 169 ne-a fost pus în posesie, dar puteți zici, acolo avem un proces verbal. Haideți să vedeți situația. Dacă vreți, vă aduc acum adresa. Nu, așa nu mai ei, prefectura a venit și a spus așa, pentru cei care au hotărâri judecătorești, nu în cazul Nesfântul, da? Pentru cei care au hotărâri judecătorești și așa, și validat, zice... Validarea amplasament. Da. Validarea amplasament. Spune, obligă să-i se dea în UA, UA, UA. Da, da. Deci spune acolo și am acordul omului, ghidea pe acolo și totul, da? Așa. Spune că hotărârea, spre exemplu, trebuie să aibă trei articole care să spună niște chestii. Așa. Eu am hotărâre de validare, dar hotărârea nu scrie articolele alea, nu știu cum să vă spun. Neavând articolele alea, eu adică nu hotărârea Comisiei Județene. Am hotărârea Comisiei Județene. Am Comisiei Județeană când această hotărâre care deci, scrie... Deci hotărâre ca să respecte... Să vedem ce o să zică ei. Acum pentru că eu trebuia să... La nivelul... Da, eu trebuia să trimit hotărârea Comisiei Județene cu sentința judecătorească, cu copii după actul stare civile frumos, făceam un referat, era foarte ușor, în care spuneam, domnule, trimiteți dumneavoastră prefectura la ANRPP să scoată din domeniul public în domeniul privat terenul. Dar neavând articolele alea în hotărâri, nu pot să trimit, îmi respinge cu documentația. Și acum aștept de la prefectură să vedem cum au găsit ei soluția. O caute, o găse, da. Așa și nu pot. Nu. Mai mult de faptul că am sesizat la prefectură cu ei la problema asta. Ne treabă și pe noi. Da, și eu încerc să spun. Eu vă întreb asta ca să știu și eu la rândul meu. Dar să nu-i spun prostii ca să nu fie suntem de la prefectură. Probabil că săptămâna viitoare o să vină ceva, zic și eu. Schimbă prefectul, vină nu s-a schimbat niciun prefect. Trebuie să-l apreciez, da. Nu, noi vă amintesc. Dar nu, că prefectul stai un pic, apulează. El e pus normal, nu poate. Iată treaba. Nu,
să retrag. Inclusiv doamna Mirica Bacu. Nu m-am gândit și tu când m-am dat o bună la o anumită... Da. Din preaviz. Da. Exact. Iar retragerea guvernare și intrarea în opoziție și schimbarea guvernului s-ar putea să rămână preferiți în continuare. Susținut de armă. Trebuie să vedem de ale noastre, din aproape de aproape. Da. Mare lucru să vedem trebuie să vedem la premier. Hai să vedem care nu știu de exact. Păi, bun, cear, nu avem. Păi, spune, ce? Păi, la jurnal. Sunt prefectul. Da. Așa că avem... Știi că este închisă? Da. Da. Da.